departe și vă voi spune povestea unui tânăr care până la vârsta de 15 ani a avut o viață plină de jar. A făcut foamea și deseori se hrănea doar cu dude. Muzica a fost cea care l-a salvat din sărăcie și din foamete. În toată această suferință nu l-a uitat pe Dumnezeu. Ba mai mult, ce a făcut o casă altar drept mulțumire. Artistul gorjean, lovit de biciul abandonului și al sărăciei, a reușit să renască. Iar azi vedem cu ce se mândrește. Casa lui altar. Bine ați venit la mine acasă. Mă bucur că ne-ai primit. Locul unde mă simt cel mai bine, da? Cel mai frumos. Locul unde îmi invit de fiecare dată prieteni apropiați. Dacă am telespectatori care nu te cunosc, eu vreau să te las pe tine să te prezint. Sunt Leonard Petru. Un înfocat cântăreț de muzică populară, iubesc folclorul autentic, fac treaba un oltean la... vorbăreț și descurcăreț. Cu o poveste interesantă de viață. A cântat de la 14 ani, când a făcut și primii bani. Însă, până atunci, Leonard Petcu a avut o viață plină de chin. Întotdeauna, fără niciun sprijin, niciodată nu am fost ajutat de nimeni. Eu, când am pornit pe drumul acesta, nu prea am avut costume populare. De ce? Pentru că nu... N-am avut, adică nu s-a oferit. Nu știu, n-am fost atât de norocos să îmi dorească cineva sau... Am încercat eu să-mi fac câte ceva. Gorjeanul abandonat de părinți și lovit de biciul foametei, odinioară, a reușit însă să renască și se mândrește acum cu o căsuță altar. Asta pentru că doar credința l-a ajutat să răzbată. Am fost adus de bunica și de mătușa de-a mea, cele care m-au crescut, și au crescut, uite, la... Tot am rămas tot la kilometru zero, pentru că eu aici locuiesc, dar nu departe, la circa 5-6 minute, locuiește și bunica mea. Bunica i-a fost icoana, iar de la ea a moștenit talentul muzical, dar și sensibilitatea. Ea a cântat foarte frumos în tinerețe, nu a apucat să facă performanță, ca să zic, nu? Carieră, muzică, da. Da? Ea a fost cea care mi-a insuflat dragostea pentru muzică populară. Ești răsfățatul femeilor, ca să zic așa. Să știi că sunt, bunica mea are vreo 20 și ceva de nepoți. Oh! Și cred că eu sunt cel mai. A luptat însă din greu să ajungă unde este acum. Arăți foarte bine, ai putea oricând să prezinți modă. Să știi că m-am chinuit foarte, foarte, mă chinuiesc de fapt ca să rămân la aceeași greutate pe care am dobândit-o atunci când am ținut un regim. Pentru că am avut mai multe kilograme în jur la vreo 95 de ani, la vârsta de 21-22. Oh, ai fost puțin grăsuț, ca să nu zic obez, așa, da, nu? Da. Am slăbit 25 de kilograme. Dar să nu uităm de ce am venit la el acasă și să inspectăm locul în care locuiește Leonard Petcu. Mie îmi place foarte mult stilul clasic. Da, dar ți-ai amenajat foarte frumos. După gustul meu. Îmi plac lucrurile simple, sunt un om simplu, întotdeauna mi-a plăcut să fiu un om simplu și să rămân un om simplu. Pentru că simplitatea pe mine mă caracterizează și chiar îmi doresc lucrul ăsta. Uite, văd acolo niște tablouri frumoase. Le-am cumpărat eu de Le-ai pe cumpărat? Unde am fost. Da. Sunt și primite. Și de tablourile de acolo, tot da, tu le-ai ales? Tot eu le-am ales. Am un loc foarte important, un loc drag sufletului meu. Chiar te rog să mi-l arăți și mie. Un loc unde eu mă simt cel mai bine și niciodată, când plec de acasă, nu uit să trec aici. Am ceva special, da, pentru că anul trecut am fost la Ierusalim, în Țara Sfântă, la Mormântul Sfânt, și vreau să-ți spun că am fost chiar de înviere. Am fost îmbrăcat în ziua când a venit Sfânta Lumină la Mormântul Sfânt. Și de atunci a rămas așa, adică are ceara pe ea, de la lumânare. Aici am un vin de la Gana Galilei. Așa, și uite aici ce am eu și am păstrat și păstrez apă din Sfântul Iordan. E clar, casa lui Leo este locul în care credința luminează, parcă la tot pasul. Un alt detaliu frumos ar fi faptul că eu uite unde locuiesc. Uită-te și tu ce am eu aici. Este o biserică nemaipomenită.
Și acest tablou îmi place, să știi. Da, da, și este deosebit. Nu am foarte multe lucruri, dar am câteva dragi pe care le... Eu am rămas impresionată de, de draperii, de perdele, da, da, de culorile. Aceleași note calde le regăsim și în bucătărie. Gătești? Da. Nu prea, pentru că nu am, nu am timp. Mai mult mănânc... Mănânci prin oraș, da, pentru că nu, chiar nu am timp, chiar da, de gătit. Da, arată foarte bine. Și nici prietena mea, să știi că nu prea are timp să gătească. E o norocoasă dacă nu o pui plecăm, la treabă. Plecăm întotdeauna. Dar să știi că îmi place, ai ales tonuri calde. Da, gresie, da, da, da. Blatul, faianța, da, da, da. Mumia, exact, toate sunt exact alese într-un ton frumos. Exact, exact. Bravo, ești foarte, foarte priceput. Aici este un... un dormitor pentru oaspeții mei, pentru prieteni, că am colegi care, care vin în vizită. Vin în vizită la da, tine. Nu prea este locuit, așa. Cine e aici? Acolo e... Ia, ia, ia. Vrei să vezi ce e acolo? Oh, o băiță mea. Aici este o baie cochetă, micuță. Ia uite e ce e tot dichisită. Ce trebuie. Tot la fel, culorile astea calde, faianță, foarte frumos. Da. Foarte. Ce frumos tablou. Deci ești o persoană veselă. Ajungem și în dormitorul matrimonial al artistului, unde ne întâmpină o surpriză muzicală haioasă. Când vine obosit, știi? Asta te relaxează, te odihnește auzul pe tine? Da, 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 pentru da? Că noi venim din Bubuială, știi? Uite ce ramă drăguță cu portative, da? Se potrivește foarte adică, bine. Adică, da. Cu dedicație a fost. Cu dedicație este specială pentru un artist ca tine. Ia să vedeți ce găsesc eu aici. E, mama mia, Doamne, sunt aliniate. Ia uitați-vă, totul este la linie. Deci ești auzi? Foarte ordonat. Și să nu spui că asta am făcut-o doar pentru că ați venit voi. Nu, așa deci fac așa tot ești, timpul. Așa eu tot sunt tot zodia timpul. Fecioarei da. Și să știi că sunt un om foarte exigent. Și tipicar. Vreau să-mi arăți cea mai veche piesă și cea care are o poveste. Uite că mânjile, toate îmi sunt dragi, toate sunt autentice și am și una care cu siguranță este personalizată. O să-ți placă foarte mult. Toate sunt personalizate, deci asta este averea mea cea mai mare. Asta nu scrie numele, dar o să-mi scriu. Eu nu am foarte multe haine. Văd, uite aici ce am, că calitate. Asta îmi place, adică asta am păstrat-o. Niciodată n-am cântat în blugi. N-ai cântat în niciodată, blugi? Pentru că... nu știu, dacă nu mă respect pe mine, nu-i respect nici pe ei. Păi e verde treia lune, din om într-un deal pătrâne, că am două vorbe ascune, că am două vorbe ascune. Tu că-ți dorești foarte tare copii. Copii, da. Păi da. Uite-te și tu ce am aici. Uite-te și tu, astea cât trebuie să rămână, nu? Că de-aia le-am și personalizat. Că o să fac și eu un băiat mai târziu. Așa. Și o să fie la fel un mare cântăreț. Da. Dar care de la și să învețe meserie. Îți dorești 5 copii? Păi dacă dă Dumnezeu și mai mulți. Tare mult îmi doresc să am copii, să mă ajute Dumnezeu să vină și să le ofer poate tot ce n-am avut eu. Pentru că eu a trebuit să lupt pentru absolut orice. Începând de la dragoste, afecțiune. Am pornit de mic pe drumul acesta. Am fost singurel. Părinții nu m-am bucurat de dragostea lor. Până la 15 fost... ani vreau să spun că am făcut foamea. Adică veneam de la școală, mi-aduc aminte și aveam un dud acolo în curtea școlii și mâncam dude de foame. Oh. Da, adică n-a fost... N-a fost ușor. N-a fost ușor. Ai așa un... îți clipesc un pic ochii când vorbești, vorbești de mamaie. De, despre da, ea, da, 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 sigur că da. Da. Ea a fost mamă, tată, profesoară, a fost, tot. Tot ce ai avut tu nevoie. Avut nevoie eu, da. Nu plânge, e joar de lăbuiță, cât plâng ochii la măicuță. Via plânge, n-a n-o dată, mai că-i tot